istoria Afganistanului de-a lungul timpului a fost marcată de instabilitate politică și de intervenția mai mult sau mai puțin directă a vecinilor săi. Iar când în 1979 Uniunea Sovietică invadează țara, se vede pusă în fața riscului de a se supune unei puteri comuniste, ce se folosea de plin de rivalitatea grupărilor și persoanelor politice afgane. Războiul afgano-sovietic a durat 9 ani. Forțele afgane implicate au fost Partidul Popular Democrat din Afganistan de orientare marxistă, susținut de către forțele sovietice care au luptat contra rebelilor islamiști mujahedini. Rebelii au fost susținuți de mai multe țări, printre care Statele Unite ale Americii, Arabia Saudită, Pakistan și alte state musulmane, în contextul politic internațional al războiului rece. Uniunea Sovietică intră în Afganistan cu 115.000 soldați, printre ei se află și constateanul nostru, locuitor a orașului Căușeni, Gheorghe Ceban. Gheorghe Ceban a fost mândrie în primul rând pentru mama lui. Născut în Căușeni, a și devenit eroul orașului participând la războiul din Afganistan. Nici el, nici familia nu s-au așteptat să fie înrolat în război, cu toate că făcea armata. De acolo, din Afganistan, el trimitea scrisori familiei sale. Le scria câte puțin despre situația de acolo, de pe câmpul de luptă și aștepta cu nerăbdare noutăți de la familie din orașul natal. Bună ziua, mama! Azi sunt dejunând pe baterie și m-am așezat să scriu măcar vreo două rânduri. Azi am fost la adunarea comsomolă, că comisarul Leacă m-a lăudat și m-a ocărât. Dar mai tare pe toți ne-a bucurat de o noutate, că a venit pricas ca să ne demobilizeze tocmai în august. Nu știu, asta e drept sau nu, dar ne-au anunțat. Nici nu știm ce să facem de ciudă. Poate asta nu-i drept, dar mai încolo să vedea. E ce să mai scriu? La mine deocamdată e tot. Scrie cum o mai duceți și cum merg treburile. Scrieți, eu aștept cu nerăbdare. Te cuprind și te sărut pe obrăjori. Cu stimă, Gicu. La revedere! Nu s-o uită niciodată, pentru că a fost un băiat foarte, 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 foarte bun la inimă. Și el a fost un băiat foarte bun la inimă. El nu putea să obișnuiască pe nimeni, nu putea să... să-ți pui o vorbă urâtă sau ceva. Niciodată nu i-a întors cuvântul, niciodată a fost mai... Am unul să-și acolo. Chiar și acum, mama lui Axene Ceban își așteaptă fiul la prag și încă mai speră că fiul lui este viu și a fost păzit de Dumnezeu. Și mi-a spune inimii mamă să-și vadă fișorul. Inimii mamă că își vadă fișorul și să întâlnească așa... Avea speranță, dar de anul trecut i-am acrut atâta timp. Nu știu să mai sper la ce... Numai Dumnezeu știe. Dar totuși inima de mamă speră până la ultima bătaie a inimii. Tot trage nădejde că poate să poată, poate l-o păzit Dumnezeu undeva, poate undeva l-o păzit, poate undeva ești, poate nu pot spui nimic, numai Dumnezeu unul sfântul. Gheorghe Ceban era un simplu fiu, un simplu copil. Era cu minte, bun la inimă și cinstit. Iar după război a și devenit mândrie adevărată. Dragostea de mamă nu are limite. Ea dorește ca fiul ei să nu fie uitat. Să nu fie numai pentru ea erou. De aceea ea dorește să-i înalțe un bust, pentru ca și celelalte generații să nu uite de eroul acestui oraș. Pierderile omenești ale acestui război au fost estimate la 15.000 soldați morți din partea Uniunii Sovietice, 80.000 mujahedini și aproximativ 2 milioane civili afgani liberi.
Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч. Когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпана шпадал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют.